Bine v-am găsit, dragi prieteni, aici la un nou episod cu FinHarps, cea mai slabă echipă din FIFA 22. Într-adevăr, putem spune că nu mai este chiar cea mai slabă echipă din FIFA 22, dar ce vă pot spune este că apreciez susținerea voastră și vă rog frumos, dați like chiar acum, hai să strângem 150 de like-uri, zic eu că se poate. Mulțumesc foarte mult că vă uitați acest episod. Deci, hai să dăm viteză. Suntem aici, am promovat desigur în ultima ligă, în cea de-a treia. Am avansat puțin din câte se și bine vede, având în vedere că desigur am vrut să fiu la zi cu scouterii, pentru că continui desigur și în acest sezon pe ideea de a transfera jucători care au rămas fără contract. Într-adevăr, câțiva deja și-au găsit echipe, dar pe altă parte, știu, oricum erau jucători care nu i-aș fi putut aduce aici. Într-adevăr, data trecută ne-am pus un maxim pe salariu încât să rămână realistic toată treaba aceasta și știi să mă plafonez, mai corect spus, la un anumit salariu, ziceam 4.000 și respectiv 5.000 la jucătoria aia de top. Am promovat, să zicem că oricum, știi, deja stai un picuț, ai promovat, ia uite, ai obiective mai mărețe, hai să creștem puțin acel plafon de salarii. Cam cât ați zice voi oare? Eu mă gândesc că am 8.000 pentru un jucător meh, așa, corect, și 10.000, oare mult 10.000, poate 8.000 maxim, acolo între 8 și 10.000, hai să zicem plafonarea maximă să nu trec peste 10.000. Bun, dar într-adevăr încă încercăm să luăm jucători ieftini. Și poate că asta vă pot întreba pe voi dacă aveți idei în legătură cu salariile. Să zicem, scrieți în cutia de mai jos ce părere aveți. Ia uite, poți să scrii așa în comentariu, bă, dacă ajungi în Championship, fiind Liga 2, deja poți să dai salarii până în, nu știu, 30.000, 25.000, dacă ești așa, până în atât, în atât. Și într-un comentariu să-mi dați ce părere aveți. Într-adevăr, și în Premier League, poate primul sezon, stai un pic, tot așa o păstrezi la 30.000, ești văzut ca și echipă nou promovată, poate retrogradezi. Etică. Bun, hai să trecem la treabă. Zic să ne uităm prima oară. Într-adevăr, mai sunt câțiva jucători aici care am pus la scout și într-adevăr și câțiva români am zis, hei, de ce nu aș fi curios așa să cumpăr cea jucători români? Dar în momentul de față, ăștia sunt jucătorii care mi se pare interesanți și să sperăm că, desigur, vom putea și să-i achiziționăm. Ia uite, mă uit la Alex Moreno și la respectiv Bernat, că au niște cerințe salariale destul de mari, dar totodată văd, știi, acolo 12-12, putem încerca forța, să ne zic așa, norocul și să vedem dacă reușim. Dar un alt jucător care mi se pare interesant ar fi acest Labia, care ar fi super tare. Dar totodată, hai să vedem dacă găsim și ceva tineri. Avem aici o grămadă de jucători, din câte bine vedeți. Ia uite, Basile ar fi iarăși o idee foarte mișto, așa un mijlocaș foarte echilibrat. Avem aici jucători din care să alegem. Dar mai întâi, clar, vreau să mă axez și pe jucătorii ăștia tineri, care nu știu dacă sunt rigen sau nu, cred că încă este un picuț cam de vreme pentru a ne gândi că bă, ăsta sau ăla este jucător rigen, dar pe o altă parte știi, este un jucător tânăr care, hei, numai se evolueze, va putea, știi cum zic? Deci de involuat clar nu, tot facem un ban și pe ei. Și ia uite, ar fi foarte mișto să-l iau, de exemplu, pe polonezul ăsta, că e tânăr, e pe LB și asta o să și fac. Vreau crucial, aș fi vrut cam rotation, poate îmi caute unul mai bun, iar reușim un Moreno, un ceva acolo, știi cum zic? Da, haideți că am să dau un picuț pe repede înainte, cum am zis, acest screenshot vreau să fie așa mai frumos, mai gândit, mai fresh, mai, eu știu, mai chileanu pentru voi, cum este ultimul screenshot în FIFA 22, că desigur imediat vine FIFA 23, din păcate n-am reușit să achiziționez sau să intru în acel program care să-mi ofere FIFA 23 beta. Unii au reușit, alții nu. Ce să-i faci? Știi cum e? Așa, joci ca la lotul, știi? Bă, da, într-adevăr, acolo nu am mai jucat, dar e ideea, știi? Na, bun. Îl iau și pe acest spaniol să fie și el acolo așa ca o rezervă și bine va fi. Haideți să vedem, încercăm acum cu două achiziții, zic eu, care ne sunt dificil de realizat, dar știi cum e, încercarea moarte n-are, excepție dacă te arunci de pe un pod, atunci desigur, da,
Da. Continuăm. Revenim la subiectul nostru, azi dăm Alex Moreno. 13. Bă, într-un fel nu e rău. În momentul de față eu sunt plafonat la 10K, cum v-am și spus. Poate îți pot oferi mai mult la semnătură dacă crezi că, știu și eu, te ajută cu ceva. În rest, da, 10K este salariul maxim ce ți-l pot oferi. Într-adevăr, ei vor să păstreze salariul de 13.5. Eu din nou încerc 300.000 la semnătură, care, să zic și aici, e un maxim, ca așa, hei, da, e o grămadă la semnătură, știi, și e logic că-ți vin jucătorii poate la salariul ăla mai mic. Dar, da, nu putem. Din păcate, Alex Moreno, asta este pică de pe listă. Într-un fel mă și așteptam să nu realizez acest career mode. În acest career mode. Ia vezi că tot am știut eu. Acum să vedem poate pe Bernat, care, bă, totuși e așa. Ar trebui să, cum să zic, să accepte un salariu mai mic. Hei, Finn Harps, îți oferă o șansă, așa, un restart în carieră, bro. Ce zici? Da, și el 13. Într-adevăr sunt salarii foarte ok dacă îl luăm, ales al lui Alex Moreno mi s-a părut foarte ok. Deci dacă eram, știu și în liga a doua, mai mult ca sigur l-aș fi achiziționat pe acel jucător. Pentru că, bă, la 13K, acel de 29 de ani, încă, ia, și Bernat este la fel. Știi, gen, bă, chiar este corect. Wow, vorbim de corect. Bernat a acceptat, bro. Aici văd știri, așa, ca și ala de la DigiSports, GSP, minun, știi? Fost jucător la Paris Saint-Germain a decis să vină. Mamă, echipa Finn Harps cumpără un fost jucător de la Paris Saint-Germain. Dică l-am acceptat. A acceptat salariul ăla, mă. Ce tare, 10K. Bine ai venit, mă, Bernat. Ce mișto. Ce vorbești, că tot îl pun capitan per moment. Bravo, Bernat, ești capitanul. Capitanul nostru, cel mai mare jucător din perspectiva overall-ului, este un LB. Ce tare. Ar fi fost mișto dacă îl găseam pe Marcelo, dar nu cred. Știi cum s-a dus Marcelo la ăștia, la greci, Olympiacos, așa. Hai să vedem. Marcelo, 34. Itel, bă, la el. Da, transfer listed, expiră contractul. Dar uite ce salariu are. Ok. Bun, bine, mă, eu, ce fericit îs. Bine că am încercat. Vedeți că se poate, dar 10K, cum v-am zis, e maxim. Deci, să vedem ce ar mai fi. Bă, portarul ăsta îi dau pace. CDM, cum, destul de speță băiatul. Ăsta la alt, ăsta parcă... Oh, shots, power, chestii, tristii. Dar ăsta e, da. Ok. Novais. Bine, bro, hai să vedem. Novais, să vedem. Monami, avem un cum așa șmecher cu ăsta. Știi, putem zice că va fi un no transfer, no vice transfer. Așa, disregard. Oh, perfect. Cam mult acolo pe apariții, bro. Nu pot. Chiar așa, așa, bă, așa. Da, nu știu cum să-ți spun, dar e prea mult. 11, ok, putem negocia. Hai să vedem 9 și îți dau 150 la semnătură. Ce zici, boss? Vrea aproape deloc la semnătură, dar vrea acel salariu. Ok, îți dau 10 și din nou îți ofer 150 la semnătură. Da, mă! Bine, Znovais, bine ai venit la noi la echipă. Bine de tot. Uite ce mișto. Avem acum și un super, super mijlocaș care ne va ajuta, zic eu, enorm. Bun. Pe cine să scot? Nu știu dacă scot pe ăsta. Ok, și acum oare să-l pun în locul ăsta care e mai slăban?
Duncan sau respectiv în locul chinezului. Chinezul, totuși, într-adevăr, e mai bătrân, parcă are 30 de ani, dar totuși stats-urile sunt mult mai bune. Știi, și zice totuși că Duncan ăsta poate ar mai evolua sau ar mai face ceva. Da, e bun, Nova East, bine ai venit. Uite, așa deja începe și echipa noastră să prindă contur. Într-adevăr, nu voi exagera, stați liniștiți. Chiar dacă am plafonat salariile, nu pot să ofer deja la toți jucători atâta. Să zicem maxim 5-4. 4-5 jucători cu acest salariu mare, să zicem așa. În rest, ne calmăm și ne vedem de treabă. Am să mai simulez totuși încă câteva zile, cu riscul de a mai pierde, posibil să pierd anumiți jucători de pe lista mea. Vreau desigur să văd acolo cu scoutere, știi, să văd dacă na, se întâmplă ceva, miracol. Bun, Martin Adam, vin oferte pe el, a fost foarte bun sezonul trecut, dar totodată a fost foarte bun și celălalt atacant, Duke, dar da, mai degrabă aș vinde pe Duke, că parcă e la 31-32 de ani, decât pe Adam. Dar, da, mai așteptăm, hai să mai vedem, tot cu scouterii noștri, dar uite mă, victorie, victorie, facem treabă, bă, deja, uite, ho, 90 acolo, frumos. Ce zic, bro? Aveam treabă și facem treabă bună. Vine aici o ofertă de loan pentru acest Duffy. Eu zic, sigur, vi-l dau loan. Ongoing, chestii, trestii. Poate acum, dacă o să transfer jucător, va trebui și să văd dacă poate reușesc să dau și cu împrumut anumiți jucători. De ce nu? Bun, hai că-l pun pe ăsta aici, 68, hei, că e mai bun decât titularul meu, Boyle. Într-adevăr, nu are așa mult pe defense, dar hei, super. De grijă m-am uitat la acești jucători care am adus acum recent. Hamline, ule, mai bun, dar într-adevăr ăsta totuși e mai tânăr, are el acolo, știi tu, tinerețea de partea lui, să-i spunem așa, ce frumos sună. Ia uite, că l-au jucat și pe CD-ul ăsta, că asta e cu jocul ăsta, știi că degeaba faci tu câteodată echipa că, da, jocul simte, vede, pune el ce jucător crede că-s buni, toate cele. Și, da, Tavero, pac, ia uite așa, Tavero și Dominguez, ăștia doi, n-aș vrea să le zic regenuri, dar înțelegi ce vreau să zic, acești jucători tineri de la Academie, ne imaginăm că-s de la Academie, au intrat în prim 11. Bun, mic update, am reușit să vând 3 jucători, ceea ce este super tare. Cel mai mișto dintre ei este acest Hamalainen, care l-am vândut cu 2.100.000 și clubul ne-a dat 1.400.000, deci cu ăsta ne-am făcut bani. L-am vândut la FC Luzern, un nume predestinat, aș zice eu, și l-am vândut și pe Henry, Boston Henry, la Sendai, l-am dus așa la să facă bani. Și l-am vândut și pe Carilo, care n-a fost rău, dar n-a fost nici bun și mă bucur măcar că l-am vândut. 3 jucători, ne-am mai făcut niște bănuți. Clubul este super, super, super happy cu noi, se vede nota 94, mamă, într-adevăr. Și acum să mai vedem și alți jucători, într-adevăr, încă mai am foarte mulți care sunt încă aici pe scout, din păcate, ce se și faci, asta e. Vom vedea, desigur. Așa, să mai facem o scurtă recapitulare asupra jucătorilor și să vedem dacă eu știu mai este cea interesant. Mă uitam la Nedelcu, dar m-am gândit că a fost acel cărimot cu Steaua unde am jucat cu el și, să zicem așa, ne-am făcut damblaua, distracția cu el. Am văzut că evoluează, dar nu prea, na, totuși 25 de ani, nu putem, na, să fim, să fim răi cu el. Și da, mă mai așa, per total, dacă ar mai fi o idee, ceva interesant pe aici, poate ceva de ăștia tineri, parcă mi-aș cumpăra și un jucător de asta rezervă de câp, să zic, de câbă. Nu prea am jucători pe câbă de rezervă, dar deja aici am ajuns la jucători foarte, foarte așa low overall. Deci, hai să vedem. Ar fi acest Cardoso, Eduard Cardoso, e tânăr, toate cele 68 acolo pe apărare, n-ar fi rău. Hai să ne ducem încă o dată iarăși de sus, că am o memorie notare genială. Ia asta ar fi interesant. Chiar ca și pe CDM, așa că îmi place că scrie cam, dar are sliding, standing, tackle și n-are finishing, dar el zice, cum cam? Nope.
Sau aș putea să luau pe ăsta, uite, Naismith este și Scots, este și din Scoția și deci ne continuăm așa să zic, să cumpărăm jucători și de aici din zonă. Da, uite așa, foarte bine, haide că îl cumpărăm pe ăsta, pare șmecher ștecher, așa măcar 2 ani, să vedem și cu salariul cum ne descurcăm acolo. Oh, perfect, ok. Hai că încerc totuși un 6K, încercăm să mai negociem. Mai încerc o dată cu un 6K și dacă nu, atunci acceptăm că zice el. Așa, măcar o scos tătie prostile alea. Perfect! Așa, așa. Ia uite că ne-am luat și un CB fix așa pe final. Zic eu un CB foarte bun, având în vedere și prețul este super. Da. Hai să tot îl punem pe aici, în prim 11. Oh, ce aici? Am meci de cupă sau ce așa? Mică banca de rezerve, să zic așa. Cred că o să le iau pe ăla, Lacmasen, ăsta o să-l scot și-l punem aici pe ăla. Perfect. Și atunci asta o să vin aici. Și da, într-adevăr, uite acum că stau și mă gândesc, nu mi-am luat un jucător pe cam. Curătat cu Gheorghiu al nostru, dietul de el. Nu prea o duce așa cu stațurile, știi cum zic? Chiar nu am cea jucător interesant acolo așa pe CF cam, nu mi-am pus. Stai să facem așa, mai ușor. Da, ia uite cam câțiva și pe CF și pe cam. Ia avem unul din Africa de Sud. Ar fi interesant așa ca și nație, știi? Cea nebunie de asta. Și avem acest italian, am încercat cred că odată să negociez cu el, nu prea mi-a ieșit, pot să încerc din nou. Aș fi fost interesant de Miculescu, dacă mă văd, nu știu dacă s-a transferat între timp la FC Dallas și deja este cam scump. Rare și Lie, cam 2,5 milioane, într-adevăr nu știu, așa mai multe stats, mai multe informații în legătură cu acest jucător. Ar fi interes foarte interesant și Ilie, nu știu că să mai avem acolo un măcar un român printre noi, știi? Dar pe Ilie eu îl văd mai mult ca și CM decât cam, mă rog, opinia mea. Dar hai că încercăm din nou să negociem cu italianul, acest italian ar fi foarte interesant pe poziția de cam, mă sperăm că desigur va dori să fie cam și că nu o să mă trezesc că ăsta nu vrea să fie cam, că vrea să fie, eu știu, ST. Dar știi ce? Și dacă va vrea să fie ST, nu mă supără că cred că mai mult ca sigur în locul lui Duke, mai degrabă l-a jucat pe ăsta care mai mult ca sigur nu va evolua față de Duke care, na, ce să-i și faci, știi cum zic? Hai să vedem, îți dau salariul ăla și 4.000 smătură, nu vrei mai mult, faza aia de goal out, 1.400, bine bro, că ești super ieftin, îmi place. Ok, bine. Să acum, da, îl avem și pe omul nostru, italianul. Italiano vero! Acum eu am să mă duc pe repede înainte să pun fiecare jucător la development și ne vedem în ultima oră de transfer, unde mai recapitulăm ce transferuri am făcut și ce am vândut. Ok, e gata. Hai să vedem ce transferuri s-au mai întâmplat prin ligă. În momentul de față, încă n-am văzut mari transferuri, excepție noi, care am vândut de 3.250.000, îmi place că așa rotund, nu știu cum am reușit, dar ia uite, 3.250.000 rotund și am transferat o grămadă de jucători pe 0, da, 0 euro. Și mergem mai departe. Fără transferuri, că suntem în Liga 1 a României, fără transferuri până dai de Finn Harps, pe care desigur o conduc eu. Ba nu, ia uite, aici este un transfer de aproape 4 milioane, Sala. Putem zice că l-au vrut să-l cumpere pe Mo Sala, dar a venit acel Sala de pe wish.com. Dar da, mari transferul, da, chiar nu. Numai aia cu Sala și respectiv noi ce am mai reușit. Sunt foarte happy cu transferurile care am reușit să le efectuez, având în vedere desigur că acum chiar îs foarte mișto pe toate pozițiile, tot, bine-s și uite, vine ofertă pentru portarul nostru din Noua Zeelandă, poate sezonul viitor, să vedem cum ne descurcăm în acest sezon, în momentul de față, ne descurcăm foarte bine, având în vedere că suntem pe locul 2 la egalitate de puncte cu cei de pe prima poziție, dar știi cum e. Până se termină sezonul și toate cele mai e mult și trebuie să vedem noi cum ne vom descurca. Într-adevăr, am mai făcut câteva transferuri, câteva,
deci nu vă așteptați la nebunie. L-am transferat totuși pe acest african de sud, că îmi place la nebunie numele lui, Tshabalala. Tshabalala. Epic numele. Într-adevăr, cred că el ar fi fost mai interesant pe cam decât omul nostru Rogerio, dar na, pe ăsta o să-l pun ca să fie sâtă. Am pus acolo pe training să fie sâtă, chiar dacă nu este genial de sâtă, dar na, am nevoie de sâtă de rezervă și cu Mahdi ăsta nu tare am încredere. Gheorghiu rezervă de cam, avem KDM-KM și desigur avem și pe cei pe apărare care... Da, cred că ei o să rămână. Și avem și un portar de rezervă, că am văzut că nu aveam deloc portar de rezervă. Și da, cam asta este echipa. Să vedem cât de bine ne descurcăm și da, să vedem. Chiar sunt foarte curios cum ne vom descurca în acest sezon. Și e gata sezonul, Forța O. Hai să vedem, începem de jos și deja începem cu vești foarte bune. Nu am retrogradat. Accrington, Gillingham și Sutton United și respectiv Morecambe, care e surprinzător, Morecambe, mi se pare o echipă destul de bunicică, sunt cele care desigur vor retrograda sau vor juca baraje și așa mai departe pentru retrogradare. Dar unde suntem noi? Poate vă întrebați. Hai să vedem împreună. Ideea este că au rămas în ligă, ceea ce sunt happy, dar hai să vedem Forest Green, așa. Vezi? Bolton pe 11. Wow, mă așteptam să fie acolo sus, să promoveze. Ia uite și Blackpool, Wigan, frate, nu au promovat Wigan. MK Dons, mai țineți minte că MK Dons a fost chiar nu de mult prin Championship și ce vorbesc, chiar prin... acolo sus, Championship, că nu cred că chiar Premier League, sau a fost Premier League, da, acum câțiva ani. Dar da, ia uite, Sunderland este pe locul 6, care cred că deja vorbim aici de alea de baraj. Deci Sunderland luptă împreună cu Hull City și respectiv Wycombe pentru promovarea în liga următoare. Iar acum cred că sunt cei care au promovat automat. Nu, ia uite și cei de la Charlton Athletic vor fi la baraj. Cele patru echipe sunt la baraj pentru promovare, sper la Sunderland. Și da, într-adevăr, pe locul 2 este Finn Harps, cea mai slabă cea mai slabă echipă din FIFA 22 împreună cu cei de la Sheffield Wednesday. Uite, doar un punct ne-a separat de primul loc. Uai, și era așa un bonus de bani, mă gândesc. Dar oricum, primele două poziții promovează automat în următoarea ligă. Deci, am promovat! Hai să vedem în cupe. Am făcut ceva în cupe. The Emirates, ia uite, wow, Nottingham Forest a ajuns în finală versus Manchester United. Bravo, băi, ești nebun. Hai să vedem Aston Villa, MK Dons, Leeds, Patterson, no. Acesta replay, lol. Round of 4, oh, deja suntem în urmă, bro. Unde e echipa mea, mă? Nici aici n-am fost. Sau nu văd. A, știi ce, nici nu mai contează dacă nici măcar pe aici n-am ajuns, dă-l în Franța. Ok, Carabao Cup a fost câștigată de Liverpool într-o finală cu cei de la Leicester. Mai departe, noi suntem undeva pe aici și așa. Da, ia uite, runda 4 am dat de Wolverhampton și ne-a bătut 3-0. A, ce păcat. Și, oh, ia uite! Papa John's Trophy! Am câștigat un trofeu într-o finală versus Doncaster 3-0. O victorie foarte bună și în semifinală a fost versus Bolton. Ia uite, 2-1 la limită. Nu știu ce, cum, cu ce ne-a ajutat acest Papa John's, dar am câștigat o cupă și cred că dacă n-aș fi reușit să ajung gen la locuri de astea de promovare în următoarea ligă, cred că cupa asta ne-ar fi ajutat să promovăm sau respectiv să ajungem la baraj, mă gândesc. Dar, da... Oh, ia uite, că aici ne arată. Da, ia uite, deci, Sunderland a trecut mai departe de Charlton, 4-3, și Wycombe a trecut de Hull City, 5-3, mamă, și Hull City, gândești că fă un Premier League, un an, doi, acum, nu de mult. Și, din păcate, Wycombe sunt cei care vor merge mai departe împreună cu noi și nu Sunderland. A, ce îmi pare Sunderland. Poate FIFA-ul următor voi face și eu un cremot cu ei, așa, un road to glory. Goalgetterul absolut al ligii este nimeni altul decât ungurul Adam.
Bine, 28 de goluri pentru Adam. Azi, mai avem alți jucători pe aici. Da, uite-l acolo mai jos pe Duke. 15 goluri pentru al nostru Duke și acolo Novais. Ia uite, cu 13 goluri. Hei, Novais este acel mijlocaș. Foarte tare, și Novais este și numărul 1 la asisturi. 15 asisturi pentru omul nostru și acolo mai jos este și Duke, atacantul nostru. Foarte tare, la portari. Da, ia uite, cât de cât locul 5. Nu-i rău. Bun. Acum hai să vedem cum ne descurcăm aici cu echipa. Portarul nostru n-a involuat nici n-a evoluat, totuși 31 de ani, este foarte bine și ne ajută foarte mult. Portarul nostru Gabriel da Silva, uite, deja 69 overall. Nici nu m-am uitat așa la overall-ul și la stats-uri. Vezi ce prostie am făcut, că poate l-aș fi putut juca pe Gabriel și m-a evoluat sau ceva. Ha, aici am făcut poate o greșeală din neatenție. Ok, Bernat, capitanul nostru, ia uite, capitan adevărat, ne-a dus în liga următoare. Vedem aici și pe polonez, măi, plus 3, bines, polonezul nostru, ia uite, face treabă. Da, fi și el un plus 3 la 5-4 overall, doamne, dar cât a avut ăsta overall, de-abia acum ai 5-4. Ungurul Kekesh, ia uite, un plus 1, 70 overall, e ok. Naismith și el cu 71, totuși 31 de ani. Ia uite, finlandezul nostru un plus 1 acolo, McGinn un plus 1. Dominguez, râbul nostru spaniol, un plus 3, forță, Esteban Dominguez, bravo bro, 71 overall, ia uite, evoluție superbă. Și totodată celălalt spaniol al nostru, Fernando Tavero, CDM-ul, un plus 3, forță, 72 overall. Se pare că am prins bine cu ăștia. Și uite-l și pe Okefe, din câte am înțeles, nu mai știu exact, l-am dat pe chinezul ăla sau ceva s-a întâmplat, a avut release clause, nici mai știu. Și a plecat chinezul acela în vârstă de 33 de ani, dacă mai știți, aveam un chinez 32-33 de ani și da, se pare că a plecat. Și a jucat o chefe în poziția lui pe câmă și uite ce bine că a jucat, uite, 64 overall, în păcate dacă mergem mai departe, o să fie mai greu, ar trebui să-l împrumut poate. Îl vedem aici și pe Novais, un plus 1 care ați văzut a jucat foarte bine și a și dat asisturi. Îl vedem aici pe italianul nostru Rughiero, ia uite, un plus 2, destul de slăbuț, mă știu, la mai mult la 18 ani totuși. În rest, ceva, ia uite, Gheorghiu, un plus 4, 60 overall, totuși încă 18 ani, nu-i rău, mai ales că a fost rezervă. Și Duke, uite-l pe omul nostru, Duke, așa cu accent îmi place să-i spun, Duke, la 32 de ani, omul nostru 69 overall, bine-s! Ungurul, ia uite-l, Martin Adam, Martin Adam. Nici nu știu ce am vorbit mai înainte. Așa, la 28 de ani, plus 2 în overall, logic, e golgheter, e fucking golgheterul ligii, 69 overall, forță! Și aici și pe Cibalala, care nici nu știu, a jucat, n-a jucat, ce a făcut, a stat pe bancă de rezerve și ia uite, plus 3, deja e mai bun ca Duke. Oi, la 32 de ani, Duke, te duci și ia uite, Cibalala, poate-ți ia locul, știi cum zic? Dar da. Vedem, următoarea ligă, știi cum zic, altă treabă. Ia uite, Adam, 36 de goluri în 5-4 de apariții, bine-s. Urmat de Duke, 23 de goluri în 5-9 de apariții. Novais, ca mijlocaș, 16 goluri, e superb, e parfum. Camul nostru destul de slăban, zi numai 10 goluri. Wow, Căbul nostru, 7 goluri, iată și Bernard, 5. Da, cred că am dat goluri din corner sau ceva, foarte tare. De Bernard parcă era micus de statură, da? Hey, super! Da, ia uite, a jucat și Gheorghiu 23 de meciuri. Și Tzbala, ia uite, a jucat 38 de meciuri. Cred că l-au jucat ăștia ca rezervă gen. Foarte bine, mă bucur. Sincer, mă bucur. Ia și o chefe, 41 de apariții. De-aia a evoluat așa bine. Stas, ia uite, și polonezul 27 de apariții. E bine. Și la asisturi, numărul 1, tot Novais este. Da, Duke 11 asisturi, Adam 7 și restul așa cu 6, 4 și așa mai departe. Dacă ne uităm care este cel mai scump jucător al nostru în momentul de față, este Bernat, logic, 15 milioane. Tu-ți dai seama că l-aș putea vinde pe Bernat în sezonul viitor și pac, avem buget de transferuri.
Dar desigur, îmi voi pune din nou plafonări și chiar vă rog și pe voi, acum cei care încă vă uitați la acest episod în continuare și așa pe final, vă mulțumesc sincer din suflet că mă susțineți și vă uitați așa la episod și să-mi spuneți ce plafonări vă gândiți și ați vrea să vedem în episodul viitor. Bun, și hai să vedem, următorul ar fi Nova Is, uite, cu 5.5 milioane a crescut cota 34%. Și ia uite și polonezul ăsta 3 milioane, ăsta 3 milioane, ăsta 2.8 milioane, ăsta 2.6, 2.1. Acești jucători tineri, vezi, care am luat eu pe ăștia tineri, na, să le zicem ca de la Academie. Ia uite, ce treabă bună fac ei la echipă și e bine, bine, foarte, foarte tare. Deci promovăm, frate. Și dacă nu mă înșel, promovăm în Championship, în Liga a doua. Pă, două episoade de două promovări. Dar, știi, practic mă așteptam într-un fel, sunt eu, fac echipa frumoasă, transferuri toate cele. În Championship mă aștept la greu. Da? În Championship deja vorbim de echipe puternice, echipe care vin din prima ligă și totodată vorbim și de, desigur, de echipa mea care tot voi continua o oarecare plafonare a anumitor prețuri, anumitor salarii și totuși știi să nu sărim calul, zis așa. Acolo sunt curios. Sper, măcar eu știu să rezist încă un sezon în Championship, de ce nu două, sau, hei, dacă reușim promovarea, clar, sunt happy, dacă nu, ideea e să nu retrogradez. Dar da, dacă se întâmplă, se întâmplă, știi? Asta e career modul. Dar da, cam atât pentru acest episod. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat până acest moment și, desigur, ne auzim pe data viitoare. Numai bine, pa, pa!